ziua, suntem împreună la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității Ovidius din Constanța cu domnul profesor universitar dr. Adrian Stoica, colaborator vechi al editurii Universul Juridic, autor și de această dată discutăm în postura domniei sale de decan a acestei facultăți. Bine v-am găsit, domnule decan, și mulțumim pentru această invitație. Mulțumim frumos noi, în primul rând, domnule director. Mulțumim pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o să fiți azi aici alături de noi, în cadrul Universității Ovidius din Constanța. O să discutăm pe parcursul acestei întrevederi despre mai multe lucruri. În primul rând, aș vrea să vă întreb cum este această calitate de decan, având în vedere că dumneavoastră ați deținut și dețineți și alte calități, atât în rândul Uniunii Naționale, Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești, în cadrul Uniunii Executorilor Judecătorești. Cât de provocatoare este poziția de decan? Da, poziția de decan este foarte provocatoare, este o poziție care implică foarte multă responsabilitate. Această responsabilitate decurge din, în primul rând, din relaționarea pe care trebuie să o ai, pe de o parte, cu colegii tăi, cadrele didactice, iar pe de altă parte cu studenții facultății. Această calitate este una onorantă pentru mine, dar în același timp este o calitate care mă obligă să încerc să schimb lucrurile aici la nivelul Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Știm bine cu toții că această instituție publică este una tânără, are 22-23 de ani de existență. Însă, dacă, poate o spun în sens critic, decanii dinaintea mea erau puțin mai mult implicați, poate Constanța, la nivelul Facultății de Drept, era la același nivel cu Craiova, cu Sibiu, cu Iașu sau cu alte centre universitare de renume. Noi venim din urmă, avem planuri foarte îndrăznețe și obiective în același timp. Am în spatele meu un corp profesoral foarte bine pregătit, foarte implicat și care cu siguranță că nu o să facă decât să mă ajute la punerea în aplicare a ceea ce ne-am propus. Aș vrea să vă întreb cum se situează Facultatea de Drept în interiorul Universității Ovidius. Știu că sunt destul de multe facultăți, aproximativ 15.000 de studenți. Care este locul facultății dumneavoastră? Facultatea de Drept și Științe Administrative ocupă un onorabil loc 4-5 în momentul de față. Facultatea de Drept și Științe Administrative, din fericire, să știți că este singura facultate care în ultimii ani a avut un număr constant de studenți admiși la programele de învățământ. Facultatea de Drept și Științe Administrative, din fericire, spun, este poate printre puținele facultăți care vine cu rezultate concrete în ceea ce privește inserția pe piața muncii absolvenților săi. De aceea, cred că acest loc 4-5 care există în statistica universității nu cred că este unul obiectiv. Eu m-aș situa undeva în primele trei facultăți ale universității noastre. Aș vrea să vă întreb la nivelul studiilor de licență, dar și de masterat, care ar fi noutățile pentru această perioadă. Avem, iată, în această perioadă o perioadă de înscriere. Care sunt baturile pe care le aveți dumneavoastră pe cele două axe de studiu, licență respectiv masterat? Noi, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, funcționăm pe două departamente. Departamentul de Drept, respectiv Departamentul de Științe Administrative.
În cadrul fiecărui departament avem mai multe programe de studii, licență respectiv masterat. Noutatea sau elementul de noutate îl constituie introducerea unui nou program de masterat, începând cu anul universitar 2016-2017, denumit Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice. Acest masterat vine ca o necesitate la nivelul facultății noastre, în ceea ce privește partea departamentului de drept, deoarece de foarte mulți ani funcționează un program care este foarte apreciat de absolvenții noștri și pe care îl urmează, programul de științe penale. Și am considerat împreună cu colegii mei că dacă acest masterat de științe penale funcționează atât de bine, să avem, să creăm posibilitatea absolvenților în a parcurge și un program în domeniul dreptului privat. Motiv pentru care am creat acest program nou de masterat. Care ar fi colaborările pe care le aveți cu alte facultăți de drept, cu entități de pe plan local, barou, curte de apel, parchete și așa mai departe? La nivelul facultăților de drept, să știți că colaborăm cu Facultatea de Drept din cadrul Universității București, nu o colaborare efectivă, dar avem realizate câteva proiecte. În egală măsură mai avem colaborări cu Facultatea din Iași, Facultatea de Drept din Galați, de la Duna de Jos, dar în momentul de față noi ne axăm mai mult pe colaborări cu instituții publice sau cu autorități care ne-ar putea pune la dispoziție posibilitatea derulării programelor de practică. Motiv pentru care, să știți că avem colaborări foarte bune cu Curtea de Apel Constanța, cu parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, toate instanțele din județul Constanța, în egală măsură cu Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Camera Notarilor Publici de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Baroul Constanța. Deci toate aceste instituții, să știți că ne ajută în implementarea programelor de practică, iar studenții noștri au oportunitatea de a observa desfășurarea activității practice în cadrul acestor instituții. Având în vedere că ne aflăm într-o perioadă de înscriere în acest moment la Universitatea Ovidius, respectiv Facultatea de Drept și Științe Administrative, de ce ar alege un viitor student să vină la Facultatea de Drept? Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, aturile facultății? Păi, aturile sunt multiple. Așa cum am spus mai devreme, corpul profesoral. Avem un corp profesoral foarte bine pregătit. Mulți dintre dumnealor sunt practicieni ai dreptului, avocați, procurori, persoane care pot împărtăși nu numai noțiunile teoretice studenților, ci și experiența dumnealor practică pe care au dobândit-o pe parcursul acestor ani. Mai mult decât atât, avem colaborări cu profesori asociați, profesori care vin de la București, și mă refer la domnul profesor universitar dr. Romeo Popescu, care ține cursuri în ceea ce privește materia contractelor speciale în anul 3, respectiv moștenirile. Domnul profesor Vlad Barbu, în ceea ce privește prezentarea materiei dreptului muncii, și mai avem în vedere câteva astfel de colaborări în viitorul apropiat. Dacă privim în perspectivă, care ar fi lucrurile și proiectele dumneavoastră pe care vi le-ați dori să realizați, nu numai în următorul an, în următorii 2-3 ani, să spunem, pentru a consolida Facultatea de Drept? Nu știu, proiecte poate în ceea ce privește dotările facultății, consolidarea corpului profesoral sau alte lucruri pe care le aveți în vedere? Da, eu vă dați seama că personal am
planuri mărețe cu această facultate, însă mă voi limita la ceea ce am menționat și în planul managerial și aș dori ca în cel mai scurt timp să putem constitui o școală doctorală la nivelul acestei facultăți. Constanța, să știți că are un potențial deosebit de absolvenți de drept. Constanța merită o școală doctorală și merita de foarte multă vreme și sper să mi ajute Dumnezeu să fiu acel decan care poate constitui în interiorul acestei facultăți o astfel de școală doctorală, așa cum v-am spus, bineînțeles, cu susținerea colegilor mei. Mai mult decât atât, cu siguranță că vom avea și alte colaborări cu alte cadre didactice care ne vor asigura reușita acestui plan. Domnule decan, vă mulțumesc pentru această discuție. Aveți planuri nu puține, ca să zic așa. Vă doresc succes, putere de muncă până la urmă, să aveți în jurul dumneavoastră pe colegi, dar și pe studenți pentru a vi le realiza. Vă mulțumim frumos și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Așa cum bine știți, în câteva luni deja o să derulăm un simpozion, o conferință internațională în care o să vă avem parteneri și vă așteptăm cu drag și cu ocazia acelei conferințe.